Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. Alături de mine în această seară este domnul Marius Alexandru, este candidat USR la Camera Deputaților. Domnule Alexandru, bună seara, bine ați venit! Bună seara, sărămâinile, bine v-am găsit. Permiteți-mi, vă rog, să le transmit și eu la mulți ani buzoienilor și românilor pentru sărbătorile de astăzi, Mihail și Gavril. La mulți ani și toate cele bune și să avem o Românie mai bună. La mulți ani tuturor și din partea noastră. Spuneți-mi, domnule Alexandru, sunteți pe primul loc la Camera Deputaților. Cum vă pregătiți pentru alegerile din 1 decembrie? Da, sunt pe primul loc, deschid lista. Alături de mine sunt și alți colegi care au muncit și ei alături de toată echipa de la Buzău. Avem campanie în fiecare zi, în orașul Buzău. Ieri am fost, spre exemplu, ieri am fost în Costești. Deci, muncim, muncim. Mâine o să mergem la Tisău, Vernești. Avem un plan. Și pe dacă zile... ați fost în localități, ați făcut planul pe zile, ce v-au spus oamenii? Care le sunt problemele? Oamenii sunt deschiși, oamenii vor o viață mai bună. Spre exemplu, am avut o discuție în Gălbinaș, unde acolo am întâmpinat obiecții din partea cetățenilor, în sensul că au probleme cu legarea la rețea, să spun așa, deci la rețeaua de gaz. Deci este într-adevăr o deficiență în ceea ce înseamnă reglementările ANRE, în sensul în care ei sunt obligați să te racordeze, dar nu se precizează și termenul în care sunt obligați să facă lucrul ăsta. Asta este și pe partea de energie electrică și pe partea de gaz. Ce le-a spus oamenilor? Ce soluții ați găsit pentru aceste probleme? Că o să merg la București cu ajutorul dumnealor și o să mă ocup de acest lucru, să fie implementat un termen de rezolvare, o reglementare, o să facem discuții, negocieri, fiind și în domeniul conex, mă înțeleg aceste probleme și îmi doresc să se rezolve. Pentru că este în interesul cetățeanului, fiecare are frustrări că nu se poate folosi de energia pusă la dispoziție. Vă dați seama, energia este la stradă, dar tu nu te poți folosi de ea. Bun, în afară de această problemă, altceva ați mai descoperit în județul Buzău până acum? Da, probleme de infrastructură. Spre exemplu, mergând la Rușețu, am observat probleme de infrastructură. Întâmplător, sau poate așa vrut Dumnezeu, am luat-o pe la Padina. M-am pierdut de colegii mei din zonă care știau pe unde e mai bine ca infrastructură. Eu știam calea aceea. Am fost cândva prin zonă cu dezăpeziri, cu, mă rog, nu intru în detaliile astea. Ca și ce am mai făcut. Ați fost în zonă cu dezăpezire acum în campanie? De mult, de mult, dar știu acel drum, pentru că acel drum era problematic și în perioada aceea, adică apăreau nămezi de zăpadă și îl făceau inaccesibil și am avut câteva intervenții acum ceva ani cu un club de aici de la Buzău, în acea zonă. Deci drumul acela acum este de macadam. Și am ajuns foarte greu, bineînțeles, mașina a trebuit să o bag în serviciu apoi, ca idee. Nu știu dacă de acolo sau pur și simplu s-a întâmplat. Da, povestiți-ne, da. am mai vorbit într-o emisiune, dar astfel încât buzoienii pe care îi chemați la vot și cărora le cereți votul să vă cunoască mai bine, aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, despre activitatea pe care ați avut-o până acum, poate despre clubul din care ați făcut parte și împreună cu care ați avut astfel de acțiuni pentru a-i ajuta pe oameni. Vă rog. Da, acum mi-a venit ideea asta, uitasem de această implicare în clubul de off-road de la Buzău de acum câțiva ani, așa ne-am cunoscut mai bine și cu mulții din Buzău. Cum se numea clubul? Romanian Extreme Adventure Buzău și aveam implicări în ceea ce înseamnă intervenții în situații de urgență, pentru că noi eram echipați. Eu atunci aveam ATV cu șenile, alți prieteni aveau mașini de extrem. Și am intervenit de multe ori, chiar pe am mers cu ajutoare, cu apă, cu... Îmi amintesc că au fost multe acțiuni în care alimentare, mers și ați ajutat oamenii din zonele în care alte autovehicule nu puteau ajunge exact. Și datorită dotării pe care o aveați din acest punct de vedere, ați reușit să-i salvați, să-i ajutați. Da, exact.
Important. Și oamenii erau mulțumiți, unii erau foarte afectați, se vedea, era vizibil că sunt impresionați de ceea ce facem. Mai ales noi că făceam eforturi voluntariat, la nostru, adică da, strângeați bani pentru a cumpăra alimente și tot ce era nevoie, nu? Exact, ne rupeam ATV-urile, cheltuieli, piese, ba mai mult decât atât, un prieten bun al meu și-a pierdut un deget atunci, ca idee. Deci am făcut ceva sacrificii pentru a ajuta aproapele. Altceva așa despre cariera de până acum, despre dumneavoastră, ce ar trebui să știe alegătorii? Eu sunt de profesie inginer, am terminat facultatea de aeronave, activez în domeniul sistemelor fotovoltaice, sunt inginer și antreprenor, am o mică firmă, cu asta mă ocup, din 2010 am considerat că este o plusvaloare pentru cei din jurul meu, pentru a lăsa o moștenire curată copiilor noștri, copiilor copiilor noștri, și am considerat că este de bun augur să intru în acest domeniu. Și am ales bine. A crescut în timp și cu asta mă ocup în continuare. Aducem lumină în gospodării unde nu există alimentare cu energie electrică. Mă întrebați despre proiecte. Printre proiectele pe care mi le propun, când o să ajung la București, este și acest proiect de a alimenta gospodăriile, toate gospodăriile din România, pentru că sunt gospodării care nu au acces la energie electrică în momentul de față. Am mai participat la un astfel de proiect anul trecut. A fost o finanțare din partea autorităților cu fonduri norvegiene. Și am avut un sentiment profund atunci când, după instalarea sistemului, beneficiarul, un domn de 70 de ani, am început să plângă de bucurie că ce a văzut becul aprinzându-se și nu văzuse asta niciodată în viață în casa dânsului. De ce credeți că nu a făcut nimeni altcineva un astfel de proiect până acum? Nu înțeleg de ce, pentru că e un nonsens. Sunt câteva gospodării pe lângă Siriu, e culmea, acolo chiar este barajul, nu? Și acele gospodării nu au alimentare, multe dintre ele. Mai sunt și în alte zone în județ. La un moment dat a fost un program național, dar era o condiționare să fii la mai mult de 2 km de rețea. Da, se pot face astfel de programe în care să fie incluși absolut toate gospodăriile care nu au acces, indiferent de distanță. Oricine își dorește, nu? Să aibă lumină. Sunteți antreprenor, n-ați avut până acum o funcție politică sau administrativă. De ce ați ales Camera Deputaților? De ce vă doriți să deveniți deputat? Păi sunt antreprenor, îmi doresc să... Am intrat în politică pentru mai binele copiilor noștri, a copiilor copiilor noștri. Pentru asta am intrat în politică, frustrat de anumite trăiri în Piața Victoriei, cândva, la acțiune din Piața Victoriei, și pentru asta am intrat în politică. Îmi doresc să am o atitudine corectă, sunt o fire empatică, îmi pasă de cei de lângă mine și de asta am intrat în politică și vreau să ajung în Parlament pentru reuși să îmi duc la capăt aceste proiecte, deci acest proiect cu energie verde, cu alimentarea celor gospodării, aș avea alte proiecte cu energie. O să le detaliem, da. Imediat aș vrea să trecem foarte repede peste proiecte, okay. Sunt importante, dar până în momentul în care veți reuși să ajungeți, dacă oamenii vă vor acorda votul lor, mai sunt multe de făcut și vreau să-mi spuneți cum credeți că va arăta campania electorală până la alegerile parlamentare. Ce vă mai propuneți în USR? Ce le mai propunem noi ca și campanie electorală? O să mergem zilnic în oraș, o să mergem în Râmnicul Sărat duminica viitoare, ce planuri avem. Și ce faceți în aceste plimbări? O să discutăm cu oamenii, interacționăm cu oamenii, ne facem cunoscute ideile, le transmitem ceea ce ne dorim, atitudinea pozitivă, ne dorim o clasă politică onestă. Noi ăștia suntem la USR, asta ne dorim, ca acea clasă politică să fie o clasă politică onestă,
să nu avem parte de tot felul de cumetrii, de acea frăție a inelelor. Da, inelul galben, inelul roșu, dorim să scăpăm de această frăție. Noi ne dorim o frăție cu românii, o frăție albastră cu românii. Deci tot o frăție vă doriți, dar albastră. Da. Da, și cu românii. Bun. Domnule Alexandru, haideți să vorbim despre proiecte. Înțeleg că aveți mai multe. Care ar fi proiectele pe care le veți iniția în Parlamentul României dacă veți ajunge în Camera Deputaților? Ok, am spus... Și să le detaliați, da? Ca să înțelegem, da. Bine, ce așa, proiecte aveți. Nu prea în detaliu, că, mă rog, sunt proiecte, sunt niște idei, niște inițiative. Da, le-ați documentat, adică ați înțeles dacă în se pot transforma în realitate exact, sau nu. Exact, în sensul că sunt, fiind în domeniu, se pot transforma în realitate. Vă rog. Deci, acest proiect despre care am amintit, cu accesul gospodăriilor la alimentarea cu energie electrică, deci acest proiect îl consider important. Sunt și în alte județe, multe localități, surprinzător, chiar și în Brăila, unde nu te așteptai, Brăila, Ialomița, unde nu te așteptai să existe, fiind o zonă accesibilă. Te așteptai să fie, nu știu, în Alba, în Sibiu. Da? Dar sunt zone în alte județe, chiar și pe lângă oraș. În Cluj, spre exemplu, în apropierea Clujului, sunt zone, nu știu dacă dumneavoastră aveți informația asta, deci sunt multe case improvizate acolo și nu au alimentare cu energie electrică. Trebuie făcut ceva. Bine, sunt proiecte, mai sunt proiecte din când în când pe fonduri europene, dar trebuie avut în calcul, trebuie studiată situația asta, pentru că nu este normal în 2024 ca cineva să nu aibă acces la energie electrică. Cauzele care ar fi pentru situația în care ne aflăm acum în 2024? Cauzele pot fi nepăsarea, lipsa de interes. Așa sunt probleme în general, în toată țara, în noul context, se dezvoltă mult segmentul acesta de implementare a sistemelor fotovoltaice. Și avem o problemă la nivel național în sensul în care rețeaua nu ține pasul. Și sunt din ce în ce mai des situațiile în care ai sistemul fotovoltaic, deci ești încurajat să investești în așa ceva, da? Și nu te poți folosi de treaba asta pentru că tensiunea este prea mare în sistem. Tensiunea este prea mare în sistem și îți blochează invertorul, dacă doriți să intru așa puțin în detalii tehnice, și tu nu mai poți descărca energia în surplus, nu mai poți descărca în rețea. De ce se întâmplă asta? Pentru că distribuitorii de energie electrică nu țin pasul sau nu sunt forțați să investească. Avem o situație de genul ăsta chiar e gravă în Vama Veche. În Vama Veche, unde fiind consumatori mulți în sezon, merg toți la plajă, revin după 5 și apoi pornesc toți. Aer condiționate, diverse echipamente, diversi consumatori electrici și consumul crește. Și astfel sunt situații în care chiar pică rețeaua. Bine, mulți se adaptează de la pensiunii, fac un foc de tabără, domne, ne adaptăm, cântăm la chitară, există și acolo farmecul adaptat, să zic așa, al situației, dar nu este ok, adică sunt operatori economici în Vama Veche care renunță la alimentarea lăzilor frigorifice pentru că nu fac față și e frustrant să mergi la mare și să bei un suc cald. Ce da. Veți face în privința asta dacă veți deveni deputat? Care ar fi primul pas? Aș dori să fac discuții și negocieri și inițiative să forțăm distribuitorii să-și asume, după cum am spus și mai devreme, termene în a implementa anumite soluții. Da? Să se stabilească clar, domnule, într-un an de zile trebuie să faci această investiție. Distribuitorii sunt cam stat în stat, în general, și în ceea ce privește procedurile, și în ceea ce privește atitudinea față de beneficiar. Nu prea ai cu cine discuta, nu prea te bagă nimeni în seamă, ești așa tratat ca, nu ești tratat ca și un client, ca cel care
susține salariile acelor angajați, ci ești tratat ca și când deranjezi. Da, se întâmplă foarte des. Alte proiecte, domnule Alexandru, vă rog, spuneați că aveți alte mai multe. Proiecte, da. Un alt proiect ar fi tot pe partea de fotovoltaice, instalarea pe acoperișurile autorităților publice, a sistemelor fotovoltaice, mai ales la spitale, este important. Acolo o să fie și soluții de stocare, astfel încât atunci când pică rețeaua, se întâmplă un incident, să existe continuitate în activitățile uzuale. Se poate întâmpla, nu știu, ești în operație, ce faci. Bine, există în momentul de față, din câte știu, automatizări pe trecerea pe generator. Dar generatorul are niște fluctuații și poate avea ceva intemperii. Și atunci se poate crea o dublă soluție, să spun așa. Oricum, instituțiile publice nu au și acum la dispoziție un program prin care își pot pune astfel de sisteme? Cred că da. Parțial, da. Dar se poate fi o generalizare. Deci absolut toate spitalele... Să dați o lege să fie obligate. Toate spitalele să aibă astfel de sisteme, da. Pentru că în contextul internațional nu știi ce se întâmplă și atunci ai o autonomie. Poți, nu știi ce se întâmplă, ce urmează și atunci ai o autonomie. Se pune punct pe această... Se punctează mult pe această autonomie. În Europa, spre exemplu, sunt mulți din zona de industrial care investesc în aceste soluții de stocare. Deci, pentru a avea o flux. O continuitate, așa că numește. Doar spitalele să aibă astfel de sisteme sau toate instituțiile publice? Păi, un plus valoare ar fi pentru toate instituțiile publice, dar mai ales în cazul spitalelor, chiar... Banii de unde ar veni? Banii ar putea veni de la AFM, de la Administrația Fondului pentru Mediu. Au mai fost programe pentru instituțiile statului, au mai fost cu pompe de căldură, au mai fost în trecut. Deci se pot integra. Avem programul Casa Verde, da? Dar pentru persoane fizice. Da. Bun. Al treilea proiect, care ar fi? Am un proiect, l-am denumit psihologul de familie. Am avut câteva discuții cu mai mulți colegi și ne-am gândit că ar fi o bună idee să existe un psiholog arondat pe lângă medicul de familie. Ne-am gândit noi că ar fi bine ca să poată funcționa. Apropo de ce mă întrebați de implementare și de reușita în realitate, ar putea funcționa pe lângă medicul de familie și am putea avea beneficiile următoare. Copiii care din ce în ce sunt mai afectați de stres, de anxietate, pot apela părinții, copiii, mamele după naștere. Deci este o idee bună, credem noi, poate deservi în multe sfere, în sensul că și cei care au probleme cu jocurile de noroc. Deci poate rezolva multe probleme ale societății care acum ne apasă. Și probabil de contact în drame. Regim cu casa, da, de asigurări. Adică da, de contate de către casă. Da. Da. Și în fiecare cabinet de medic de familie să fie și un psiholog, spuneți. Da, arondat câteva zile sau să se știe și în rural să se știe, uite, în ziua respectivă... Bine, că în rural sunt foarte multe localități care nu au medic de familie sau nu au un cabinet medical. Da, sunt comasați cumva, da, da. Multe comune pe același... Da. Un proiect interesant pe linia de sănătate urma să vă întreb în a doua parte, dar o să mai dezvoltăm. Ce se mai întâmplă în USR Buzău? Ce mai face domnul Drăgulin? Cum merg treburile? Merg bine treburile, noi suntem uniți, mergem mai departe, avem activitate. Membrii noi, domnule Alexandru, au venit, sunt tineri, sunt vârstnici, da, 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 membrii noi, membrii tineri, sunt și tineri, sunt vârstnici, dar sunt cu spiritul tânăr. De ce au venit în USR? De ce v-au ales? Păi ne-au ales în primul rând pentru că avem un set de valori la care ținem și ne regăsim. Reamintiți-le valorile. Libertatea de exprimare, tratamentul egal, meritocrația. Sunt valori pe care noi punctăm,
Și se regăsesc în aceste valori, pentru că fiecare este liber să spună ce vrea, fiecare are o părere, ne consultăm. Bine, nu așa ar autorita... trebui să fie peste tot în România, că doar suntem o țară liberă, nu? Nu sunteți singurul partid în care valorile mai acestea sunt, sunt unde, respectate. Mai sunt partide unde, da, nu poți deschide sufletul, să spun așa, nu poți veni cu idei. Ați mai fost și în alt partid? Sau nu, e prima, dar mă gândesc. Experiență la USR a fost, da? Da, prima, da, da, experiență. Dar mă gândesc că în alte partide unde sunt liderii așa cu un istoric, de au fost prin mai mult, de au făcut traseism, mă gândesc că acolo e o problemă. Îți impun anumite reguli, din câte știu, ești verificat. Din ce ați auzit, da. Da. Bun. Spuneți-mi despre echipa completă pentru alegerile parlamentare din partea USR, ce colegi mai aveți, dacă mergeți împreună în teritoriu sau mergeți singur, cum? Da, da, la Senat colegul meu este pe prima poziție, este Ștefan Petriceanu, este profesor la Politehnică, deschide lista la Senat. Colegul meu are activitate aici în Buzău, este președintele AGIR. Deci, Agenția Națională pentru a Inginerilor din România. Are multe proiecte și în zona dumnealui, la Gura Teghi. Este implicat în zona asta de cultural, tradițional. Are multe proiecte și pe inginerie, robotică. Chiar are acțiuni cu tinerii de aici, din Buzău. Și mergeți împreună în activitățile de campanie sau aveți fiecare localitatea separată de vizită? În general mergem împreună, dar mai sunt situații când mergem și separat, fiecare având alt program. Prima reacție a oamenilor atunci când vă văd, mai ales în mediul rural, și aud că sunteți de la USR, care este? Este o reacție bună. Suntem bine primiți. Nu avem de ce să nu fim bine primiți. Că suntem, da, oameni... Nu vă întreabă oamenii ceva? Nu vă identifică într-un fel anume? Nu. 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 Doar poate cine are idei preconcepute, să spun așa, cei care sunt... își iau informațiile de la anumite posturi de televiziune, care induc anumite informații de multe divagă, ori false. Divagă-mă acum, da. Voiam să vă întreb în sens pozitiv, nici de cum nu mă gândeam la altceva. Dar mă gândeam că oamenii recunosc anumite inițiative pe care USR-ul le-a avut de-a lungul timpului și vă felicită pentru ele. Inițiative la nivel național, mai ales. Da, la nivel național, da. Ne identifică, știu că dorim să reformăm, știu că am introdus TVA-ul 5% la sisteme fotovoltaice. Colegii mei de la București, din Parlament, au avut această inițiativă cu 5% pe sisteme fotovoltaice, energie alternative în general. Aici... aș puncta că ne dorim, ca și proiect personal îmi doresc să revenim la această taxare pe valoare adăugată de 5% pe sisteme fotovoltaice, pe energie alternativă. În momentul de față este 9% și după cum văd lucrurile, posibil de la anul să fie 19% și nu ne dorim asta. Deci inflația este ridicată și sunt zvonuri că ar crește TVA-ul, chiar nu numai în zona aceasta, chiar în tot ce înseamnă piața de consum, care crește, nu știu, 21%, sunt zvonuri. Acum ne speriem de aceste zvonuri, încercăm să venim cu inițiative, în ideea în care să reducem fiscalitatea în ceea ce înseamnă taxarea pe salariu. Este cea mai mare taxă pe muncă din Europa. Ne dorim implementarea taxei zero pe salariu minim. Este un proiect USR. Taxa zero pe salariu minim, asta înseamnă că din 3700 de lei, 1300 vor reveni în buzunarul angajatului. Sumă care va merge în consum și care va genera din nou alte venituri pentru autorități, dar pe de altă parte angajatul are o putere mai mare de cumpărare și un trai mai bun.
Da, trebuie să luăm publicitatea, dar să nu se înțeleagă, din 3700 cât a spus, nu doar 1300 ajung în buzunarul cetățeanului, da? Tot salariul, în plus de 1300, da. Asta vă doriți. Ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, revenim imediat. Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul Marius Alexandru, candidat USR la Camera Deputaților, locul 1 pe listă, domnule Alexandru, dar voiam să vă mai întreb despre colegii pe care îi aveți candidați la alegerile parlamentare din acest an. Ce ne mai spuneți despre ei? Ok, mulțumesc. Da, am avut discuția mai devreme apropo de echipa noastră. Aș dori să menționez pe colegul Adrian Gheorghe, care este consilier local în Podgoria, la Râmnicu Sărat. El a obținut un scor foarte bun, cred că cel mai bun scor procentual vorbind. Prin inițiativele lor acolo, în tot timpul anului, deci nu numai în campania electorală, ei au avut multe inițiative și noi la Buzău avem. Și noi la Buzău avem de asemenea Parcul Crâng, dar probabil fiind comunitatea mai mică, impactul este mult mai puternic. La fel, o filială foarte bună la Berca, colegul nostru de la Berca, nu este pe lista celor candidați la Camera Deputaților, dar este o echipă inimoasă, ei acoperă foarte bine zona, sunt foarte cunoscuți în zona lor și au rezultate bune, au scos consilieri. Am pe colegul Florian. Florian este nevăzător. El are multe inițiative pe domeniul acesta. Chiar mai mult decât atât, a mers și a pichetat pe la București împreună cu ceilalți colegi ai lui. Își cer drepturile pentru că cu această nouă lege a pensiilor, practic ei sunt mult defavorizați, pierd din indemnizație pe de-a cursul timpului. El are aceste inițiative, îl felicit pentru aceste inițiative. Aș putea aminti aici și programul nostru al USR-ului în această zonă. Sunt inițiative care vor să implementeze proiecte prin care 25% din salariul minim lunar, adică undeva la 925 de lei, să meargă la cei cu dizabilități, da, gradul 1. Sunt stimulente de 500 de lei pentru asistenți, pentru cine este asistent, pentru oamenii cu deficiențe. Avem proiecte în zona aceasta și ne dorim să le implementăm. Pentru a ajunge să le implementați, trebuie să fiți în Parlament, cu toate că în Parlamentul României există și în acest mandat reprezentare USR, nu? Da, există deja. Am avut inițiative ca idee în altă zonă de activitate, în educație, spre exemplu. USR a propus în anul 2024, la bugetarea pentru anul 2024, a propus sume mai consistente pentru cursuri de perfecționare a profesorilor în a consilia elevii în ceea ce înseamnă bullying-ul, consumul de droguri, în ceea ce înseamnă combaterea consumului de droguri, a bullying-ului, combaterea discriminării. Am avut o astfel de propunere, de inițiativă, în 2024. Deci ne gândim la aceste aspecte. Dorim și prin acest proiect pe care eu l-am gândit cu psihologul de familie pe lângă medicul de familie și acest proiect vine să, în completarea acestor idei, vine să acopere aceste probleme ale copiilor, ale adulților, ale cetățenilor și astfel să reușim să stopăm această avalanșă, acest cancer, să spun așa, acest efect nedorit al consumului de droguri la nivelul tinerilor. Spuneți-mi, dacă vorbim despre educație, care ar fi cea mai mare problemă în educația din România în 2024
Și cum credeți că ați putea o rezolva, mă refer la USR în ansamblu? Da. Această, o mare problemă a învățământului este politizarea învățământului. Aici este o mare problemă și aici trebuie să venim și să chirurgical să rezolvăm. O măsură a noastră, a celor de la USR, ar fi desființarea inspectoratelor școlare și, practic, din Consiliul de Administrație a Școlii să facă parte 30% profesorii, mă rog, o treime, de fapt, 33,3 perioadă. O treime profesori, o treime părinți, o treime autorități locale. Practic să se transfere luarea deciziilor la acest nivel, în ideea în care părinții știu mult mai bine ce se întâmplă, părinții, copiii au feedback-ul de care avem nevoie. Trebuie să știm de la ei ce trebuie făcut mai bine, dar ca în business există un formular de customer care. Domnule, ce crezi că aș putea îmbunătăți? Ai fost bine tratat? Și astfel, chiar ar fi și asta o idee, uite acum mi-a venit, o implementare a unui formular de customer care, adică de calitatea serviciului prestat, chiar și în orice instituție publică ar putea fi implementată așa ceva. După ce ai apelat la un serviciu, la unei autorități, să poți să ai posibilitatea să ai un formular de customer care, astfel încât care să fie luat în calcul, nu doar așa de formă, și să fie luat în calcul și să poate exista și un departament de customer care, în multinațional există așa ceva, ne putem organiza la similar, da? Și să-ți notezi acolo unde ai probleme, unde poți să îmbunătățești pentru a fi aproape de cetățean, că practic cetățeanul este clientul tău. Să spun așa. Interesant. În sănătate, care ar fi problema pe care ați putea să o rezolvați? În sănătate, la fel. Există o politizare. Sunt și acolo multe proiecte. Cum există o politizare în sănătate? Dezvoltați. Sunt... La cine vă referiți? În general, mai sunt numiri politice. În direcție. Vă referiți la managerii de spitale, probabil, nu? Sau... Da, în general. În general. Acum putem merge pe ideea de a fi specialiști, de a merge în această direcție. Se pot, în spitale, o mare problemă ar putea fi digitalizarea, ar putea fi o soluție, deci birocrația. Circuitul de documente care n-ar putea salva timp, care ar putea salva vieți în spitale, cam pe aici aș vedea lucrurile. În general, digitalizarea poate rezolva multe probleme în toate instituțiile și autoritățile statului. Pentru că pierdem mult chiar și la distribuitorii despre care vorbeam mai devreme de energie, la unii dintre ei, pentru că pierdem mult timp și nu avem o informație și nu știm unde e fișa, unde e dosarul și așa am avea la orice moment am putea vedea unde este un document, de ce întârzie și am putea regăsi pe acel circuit acele documente. Iar pe linie economică, domnule Marius Alexandru, ce credeți că e de făcut? Pe linie economică ar fi revenirea la taxarea cu 1% pe cifră a micro-întreprinderilor, pentru că este un mare efort, taxez pe profit și sunt firme mici, sunt firme din domeniul de creație și acolo e o mare problemă, sunt foarte afectate de această taxare de acum și ar fi o idee foarte bună să ne întoarcem la taxarea pe cifră, la 1%, pe cifra de afaceri, la cifrele până în 500 de mii de euro. Ar fi renunțarea la a condiționa acest lucru de a avea un angajat și astfel s-ar întoarce mai mulți bani în investiții, în locuri de muncă și ar ajuta pe cei din jurul nostru în sensul în care s-ar crea mai multe locuri de muncă.
Asta pentru, în principal, pentru antreprenori este o măsură bună. Da, da. Pentru populația generală? Pentru populația generală, prin faptul că se creează noi locuri de muncă, cum am spus, am zis mai devreme despre taxarea zero pe salariu minim, deci pentru angajat acesta este un mare avantaj, iar mai avem inițiative pentru, dacă doriți așa să le spunem pe toate, sau, mă rog, vă rog, aproximativ, vă rog, inițiative pe toate. Pentru mamele cu un copil, avem scăderi de taxe care ajung să aducă un plus venit de 1500 de lei lunar la primul copil și... Adică la indemnizația de creștere copil sau unde? La scăderea de taxe din ceea ce privește venitul. Dacă există un salariu mai mare decât salariul minim, atunci mai există o deducere de 1500 din ceea ce înseamnă taxarea pe salariu. Cu toate că vă doriți taxare zero pe salariul minim. La salariul minim, dar vorbim despre ce este peste. Da, 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 da. Interesant. Ar fi minunat să le și puteți spune în practică, dacă veți ajunge să aveți decizia. Sunt foarte multe măsuri pe care ar trebui să le comentați puțin și în spațiul public. Poate unele dezbateri publice înainte de a implementa astfel de măsuri. Haideți să vorbim și despre o altă categorie profesională. Ne-am axat mult pe antreprenori. Aș vrea să vorbim despre un subiect care a fost foarte discutat încă, este pensiile militarilor. Pensii care, așa cum spuneam și în pauză, nu sunt nici de cum pensii speciale, sunt pensii de serviciu. Și după ce oamenii au făcut proteste peste proteste, pentru că nu alegea pensiilor, crea o nedreptate pentru această categorie, a fost promulgată o hotărâre, dar apoi avocatul poporului zilele trecute, cred că ieri, a atacat la Curtea Constituțională a României această lege, spun că este neconstituțională din mai multe puncte de vedere. Ce credeți că se va întâmpla în perioada următoare și care ar fi dreptatea pentru acești oameni care și-au riscat viața și pentru familiile lor, evident, care au suferit alături de ei? Da, mulțumesc. Și în zona aceasta avem inițiative și măsuri. Una dintre ele ar fi că ne dorim ca avocatul poporului să nu mai fie numit politic, ci el să fie ales în același timp cu parlamentarii. Deci să fie ales și să reprezinte interesele românilor. În momentul de față, multe instituții, multe autorități sunt acaparate politic. Vedem că DNA-ul funcționează, dar sunt situații când avem surprize. Să ne gândim și la ce s-a întâmplat cu doamna Șoșoacă. Și acolo a fost adus din condei așa un heirup politic. Deci, nu știu dacă DNA-ul a luat acea decizie. Cred că să nu confundăm lucrurile. Vă referiți la ce? În situația doamnei Șoșoacă, la ce moment? DNA-ul a interzis doamnei Șoșoacă să mai candideze? Direcția Națională Anticorupție, da? Spuneți că i-a interzis. A, Curtea Constituțională, mă scuzați. Da, nu are nicio legătură. Stați puțin, da. Da, să nu le încurcăm. Dar da. Curtea Constituțională a României acum ar trebui să... Curtea Constituțională a României, da. Că sunt numiți politic, da, scuzați, așa este. Nu e nicio problemă, dar să înțeleagă oamenii altceva. Mă gândeam la Constituțională. Mă gândeam la Curtea Constituțională, dar... În DNA încă oamenii au încredere și ar fi bine să nu denigrăm fără a avea dovezi. Mai scapă anumite, da, mai scapă anumite dosare. Iar trebuie să avem dovezi pentru asta, știți? Da. Dacă aveți cunoștință de vreun dosar scăpat de DNA, veniți bine, cu dovada. Bine, nu intrăm atunci în detalii de genul ăsta. Bine, ok, nu intrăm în detalii de genul ăsta, dar să vede așa o influențare a politicului, în autorități, în ceea ce privește autoritățile statului. Da, DNA, CNA... Din politic face și noastră parte, poate ar trebui să... Da, dar noi ne dorim ca instituțiile statului să-și facă treaba. Noi ne dorim să nu avem nicio imisiune în această activitate. Nu mi-a spus nimic despre militari. Vi se pare normală această contestație făcută de avocatul poporului sau vi se par normale solicitările oamenilor? Ceea ce îmi doresc eu, ca militarii să aibă salarii mai bune, să aibă încă de la început salarii mai bune, pentru că
Nu poți să atragi un tânăr de 20 de ani, după părerea mea, promițându-i că o să iasă la pensie la 48 de ani sau că o să aibă o pensie care să-i asigure anumite venituri. După părerea mea, este mult mai important să îi atragem pe tineri în aparatele statului, să spun, în armată, în poliție, cu salarii mai bune, atractive, cu condiții atractive, astfel încât să fie motivat să intre în aceste sisteme. Asta este părerea mea. Mai avem 2 minute, domnule Alexandru, și o să vă rog să le spuneți celor care ne urmăresc, în primul rând, de ce să voteze USR, de ce să vă voteze pe dumneavoastră, de ce să vă trimită în Camera Deputaților și, în al doilea rând, un apel la cei care ne urmăresc să vină la vot. Da, îmi doresc să, ca votantul buzoian, ca votantul din România, să aleagă USR, pentru că suntem adevărata schimbare, ne dorim reformarea României, ne dorim o Românie pentru toți, nu doar pentru unii. Avem inițiative, am demonstrat că putem, după cum am spus și mai devreme, cu 5% TVA pe sisteme fotovoltaice, cu alte măsuri implementate de către colegi. Avem o atitudine corectă față de alegători, față de cetățeni. 99%, nu știu dacă 100% suntem acolo, ca să nu fiu așa mai catolic decât papa, suntem acolo pentru că ne dorim o Românie mai bună și că ne dorim un mediu mai curat pentru copiii noștri. Avem inițiative și pentru tineri, le vom mai discuta și pe viitor. Ne dorim asta și dorim ca românii să aibă o viață mai bună. De ce e important ca oamenii să vină la vot, indiferent ce opțiune au? Pentru că alții și-au dat viața ca românul să poată avea această opțiune să voteze. Și este păcat ca românul să nu valorifice această opțiune. Vă mulțumesc mult, domnule Marius Alexandru. Ne vom revedea cu siguranță. Până atunci, spor la treabă, succes! Mulțumesc și la mulți ani tuturor sărbătoriților. Mulțumesc. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Seară bună, la revedere!